Protest în fața judecătoriei din Fălești. Rudele celor doi tineri din Bălți, cadavrele cărora au fost găsite acum 11 zile într-o fâșie forestieră din raionul Fălești, își caută dreptatea în fața instanței de judecată. Pentru că unul dintre cei 6 tineri reținuți în cadrul anchetei penale a fost plasat în arest la domiciliu, familiile și prietenii celor morți se tem că ucigașii, rând pe rând, ar putea scăpa basma curată. Mama unuia dintre băieți, răpusă de durere, a spus că nici cea mai mare pedeapsă nu va fi suficientă. Femeia a povestit cu lacrimi în ochi că din cauza bestialității cu care a fost ucis feciorul său, nici nu a reușit să-și ia rămas bun de la el. Справедливо va suda, только правосудие. Справедливо, потому что есть сведения, что та сторона собирает деньги для того, чтобы взвалить все на одного, а остальных, сейчас там их 7, а должно быть 8, а остальных начинают выпускать по одному, кого под домашний арест, кто с румынскими паспортами уйдет за границу. Пожизненно. Жалко, что нет электрического стула, потому что это мой единственный ребенок. Мой ребенок, я не могла его открыть, я не могла на него посмотреть, я не могла с ним попрощаться. Oamenii care au organizat protestul în fața judecătoriei Bălți, sediul Fălești, au spus că tot ce își doresc este ca faptașii să răspundă în fața legii și să-și primească sentința pe care o merită. Мы хотим справедливости, и мы хотим, чтобы правильно осуждали, а не так отпустили. Почему отпустили его? Если его взяли, значит, он был за что-то, дал показания на него. Значит, пускай несет ответственность, несет наказание. Это что такое? Как так можно вообще? Его же не зря полиция приехала к нему домой и забрала. Значит, те его подельники дают показания, что он там находился. А это уже не важно, стоял он или он там на одной ноге стоял, или на двух ногах он там стоял. Ну, с рыб до флор де пи аллее, дарса совершит омор. И кредка... Требует тот сфи около. Вот так происходит, что кто-то остается там, а кто-то выходит просто так, без какой-либо причины и объяснения. Judecătorul de instrucție, Radu Holban, cel care a dispus plasarea în arest la domiciliu a unuia dintre bănuiți, a declarat că motivele acestei decizii nu pot fi divulgate. Nu pot să vă spun, în primul rând, fiindcă demersurile respective au fost examinate în ședință de judecată închisă. Toate materialele respective nu pot fi divulgate publicului larg la moment. Am examinat două demersuri în ziua de sâmbătă. Da. Unul am admis, celălalt am aplicat arest la domiciliu. Judecătorul responsabil de relațiile cu mass media din cadrul judecătoriei Bălți, sediul central, a spus că hotărârea colegului său este una argumentată și legală. Să divulgăm careva informații ce ține de urmărire penală, noi nu avem dreptul. Instanța de judecată la emiterea unei hotărâri, deci se bazează pe probele și materialele care au fost puse la dispoziția judecătorului, da? Și examinând în totalitate toate probele, toate circumstanțele, în jurisprudență este așa principiul individualizarea pedepsei. Chiar și dacă persoanele, mai multe persoane au comis una și aceeași fapte, asta nu înseamnă că au să primească aceeași pedeapsă. Pentru săvârșirea omorului intenționat, bănuiții riscă închisoare de la 15 la 20 de ani sau detenție pe viață.